Bună ziua, mea, mă numesc Marius. Și haideți să începem prima mea serie de jocuri. Astăzi avem o mașină foarte frumoasă. Asta îmi place, asta îmi place. Asta este un Lamborghini foarte frumos. Costă bani, dar l-am deja. Asta este un Ferrari roșu. Asta habar n-am ce este. Asta iar și habar n-am ce este, dar de să-l cumpăr. Nu. Asta este mașina mea. Îmi place și voi lua fix acum. Hai să luăm. Să mergem pe această hartă. Da. Hai, mai avem un deșteptat. Este o mașină foarte faină, cu tracțiune foarte bună, are șase roți. Și curând va merge și cu tirul. Ar mai aștept mult. Dar și să mai fie multe părți. Asta trebuie este partea 1. Ia uitați. Mama ei. Uitați ce interior are. Dăm alec mai tare. Să dăm așa, cred că nu. Face foarte greu curba, pentru că mi se pare că are 6 roți de asta, face greu curba. Cam așa. Da, știi ceva, eu propun ca să luăm tirul. Pentru că până acum n-am mai mers cu tirul, am vrut să fie special, ca să fiți și voi aici. Nu. Cea mai bun tir l-am. Bun, da, cred că pe fără și pe lângă afară. Am dat toată harta asta de atunci. Hop. Ia, uitați-le. Eu nu-ți conduc la tir așa și îți conduc așa că plac mai mult. Măi, eu nec tirul ăsta face. Mă, ce trebuie să faci? Curbun, e alegere bună. Ce trebuie să schimbi vitezele astea? Nu, nu. Pune frânul. Dar nu până la o mașină care tot n-am încercat-o de niciodată. Hai, mai iarăși mai economisim de bani. Ah.
Nu asta, nu asta. Asta. Îți pare că ăsta în GT5 este un T20. Cea mai rapidă mașină. După din două, nu și tot așa. Da, mă, din câte am înțeles, e o bestie a jocului. O am eu, oare și prietenul meu, Ianis. Este foarte bună mașina, mă prea place, mai degrabă îmi place Ferrari-ul sau Lamborghini. Acum hai să vedem cum este și T20. Așa zicem noi. Olea, o pleacă mai. Cât de faină arată. Uite, mama, cum stau eu acolo, mă, că mă vede. Ia fac o bani. Mama mia, cât de șmecă. Ia, mă, capă de mine, cum se vede. Mama, o pleacă, cum vede. Ia, interiorul. Interiorul e soft, frate, super. Super mare interiorul. Și exteriorul e foarte fain. Mamă, ia să vedem la cum vine și nu. Uitați-le acum cum arată. Nu, chiar arată prea sper. Haide să mergem cu ea. E o mașină foarte frumoasă. Vă dau așa mai ușor. Am vrut să o bucnez de acum. Ia să vedem alea că cum pune frână. Trebuie noi să ne obușim. Da, te pisi părtea. Mama mia. What? Prea faină mașina. Hai să mai încercăm și Ferrari-ul ăla. Și mașina bestia care prinde cică în 4 secunde sau 6 secunde prinde sota. Așa m-a auzit. Uitați. Este cea mai bună mașină, așa zic toți, dar hai să ne convingem și noi. Haideți. 6 secunde prinde 100, băi. O gita mulea ca pe o sport, o băgăm. Și cred că prinde... Excelent. Știi, 20, o prindea foarte mult. Nu prindea mult, dar prindea foarte repede. Dar și accelera pentru 100, wow. Haide mai, te încarci. Lua ding ding ding, hai că vrei ca multe, hai lua ding ding ding. Hai la mors, câte? Nu trebuie să dă mult. Ia uitați, hai să vă fac o prezentă. Ia uitați, lec la faruri. La interior. Mai nu vreau asta, nu. Scuzați-mă, am dat-o leacă invers, m-am uitat, trebuie să-mi reglez poziția. Hai, mă reglează-te. Hai, iaca. Din interior nu prea filmez, dar hai nu. Și hai să dăm și-o pe sport, să vedem cum se aude. Hai,
Nu, asta e pe vale. Mamă, chiar cum pleacă. Ea nu s-a avut dreptate. Cred că asta e. Mama mia, ești nebun la cap. Chiar că asta e bestia. Eu nu am băgat-o pe sport până acum, ia. Așa. Vrei de unul așa. Gata, are 100. Nu sunteți nebuni. Deja au avut 300 în câteva secunde. Nu știu, sunt curios să râd cât prinde. Da. Deci cum a fost pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați, dați un like. Dacă mai vreți să mai fac cu acest joc și cu aceea mașină. La revedere. Da, cum spunem.